Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara au publicat imagini de pe șantierul autostrăzii A1 Lugoj-Deva, secțiunea Margina Holdea. Este vorba despre celebrul tronson cu tuneluri pentru urși, despre care cei de la Asociația Pro Infrastructura, care de ani de zile monitorizează lucrările mari din România, afirmau în urmă cu câteva luni că va fi un proiect ratat. Se lucrează la forajele pentru pasajul care va traversa calea ferată Lugoj-Ilia, la amenajarea accesului pentru utilaje pe drumurile tehnologice și aprovizionarea cu materiale. Pe șantier sunt circa 150 de persoane, muncitori și ingineri, au informat ieri reprezentanții direcției. Vă reamintim că lotul 2 al autostrăzii 1 Lugoj-Deva are o lungime de peste 9 km, dintre care 2 km reprezintă celebre tuneluri pentru urși și este singura porțiune lipsă din autostrada care leagă Sibiul de Nădlag. Povestea celor 10 lilieci de lângă Șoimuș, din cauza cărora lucrările la construcția celor 22 de kilometri din lotul 4 al autostrăzii Lugoj-Deva au fost întârziate cu 3 ani, este de acum subiect de glume. La fel și urșii de pe tronsonul de autostradă Margina Holdea, pe care i-au văzut doar ecologiștii, după cum spunea anul trecut ministrul transporturilor Sorin Grindeanu, dar pentru care trebuie făcute acum 2 tuneluri, motiv pentru care abia în octombrie 2022 s-a semnat contractul pentru proiectarea și execuția autostrăzii cu tuneluri dintre Lugoj și Deva. Autostrada Lugoj-Deva are 100 de kilometri, traversează județele Timiș și Hunedoara, iar din 2026, după finalizarea lucrărilor pe acest lot, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Sibiu la Nădlag, granița cu Ungaria.